Salut și bine ați venit la un nou video care se numește cam așa. Când trebuie să intri în oraș, scoateți întotdeauna coordonate. Noi acum suntem în oraș și bineînțeles că am avut coordonate scoase, dar chiar și așa vom avea un pic de ciudățenie. Hai că îi zic la colegul unde mă duc. La Eiffel Tor. Știam că, adică știam, bănuiesc că avea intenția să mă sune și să mă întrebe. Și de asta i-am zis ca să nu mă sune, să putem, opa, ia! Să putem povesti noi aici. Ușor, ușor, pe străzile astea. Eu mi-am pus niște intermediari pe aici, prin satul ăsta, prin orașul ăsta, dar chiar și așa nu vrea GPS-ul să mi le ia. Să vedem dacă se reconfigurează. Dacă nu, aia e. Hai, reconfigurarea și bla bla bla. Venim aici pe lângă crengile astea. Mai, doamna dragă, nu ai venit tu bine pe aici, dar presupunem că e ok. Ne asigurăm. Și merem încet. Opa, așa. Hai, reconfigurează-te odată, că n-am chiar stat după tine toată ziua. Așa. Bine, el nu s-a reconfigurat prea bine. Stradă, virați la stânga. Nu o să virez la stânga, că mă duc în față. Azi e a doua oară. Vedeți un avion acolo. Mi-a plăcut tare mult avioanele. Suntem pe lângă Frankfurt. Și de asta vedem o grămadă de avioane. Să vedeți și voi un pic mai frumos aici peisajul. Ne mai asigurăm, nu știu ce. Ci că o să iau la stânga, dar nu iau, frate, la stânga. Nu e bun. Vedeți, am 15 la oră și la tot supărat. Dar oare cât trebuie să am la oră ca să fie bucuros? Tot supărat și la 11.8. Happy, da, cred că 10. Happy iară, dar nu pot să stau cu 10, că ia de 30 limita. Deci cam asta e ideea. Bun. Așa, ia să vedem. Hai că e bine. E bine, ia să mă mai uit. Pe acolo, pe acolo. Nu, e bine, mă. Nu e bine, dar vedem. Opa, așa. Easy, easy. Multe mașini pe aici parcate. Poate rămân fără oglinduțe. Ce să le fac? Deci aici să iau așa un pic la stânga. Ia uite acolo, magazin Teddy. Kick! Mamă, uite bă, că puteam să-mi iau de aici una alta. În 350 de metri ajungeți la punctul intermediar. Pe urmă, virați la stânga. Eu nu voi vira la stânga, mă voi duce în față. Și după aia sper să se configureze. Dacă vine de la stânga, o să mă bagi și pe național, nu știu ce. Deci asta e ideea, să vă uitați când aveți descărcare, încărcare de asta prin oraș sau localități mai ciudate. Vă recomand să vă scoateți, domnule, coordonate de la, atât de la destinație, că și eu dacă, de exemplu, veneam după adresa de firmă. Scuze, mă duceam în altă parte. Ok, și eu nu voi vira la stânga, mă duc tot înainte. Și după aia să văd dacă reconfigurarea e bună. Deci mi-am scos coordonate atât de la poarta de la intrare, unde se intre cu camioanele, că el mă ducea dincolo la mașini mici, pe acolo ce fac? La punctul intermediar, pe următoarea stradă, virați la stânga. No, eu o să mă duc, deci am 174 de km până la destinație, o să mă duc aici în față să se reconfigureze
și să văd. Bine, și dacă crește, să zic, cu 2-3-5 km, nu-i problema. Ideea e că voi avea un drum ceva mai bun pe aici. Că acolo, după cum vedeți, probabil, în indicator e interzis de 7 tone jumate. Cu excepția aprovizionării, dar pe n-are rost să mă complic eu. Nu. Mă duc un pic aici în față și să văd ce reconfigurare îmi da. Îmi va da. Și da, asta ziceam, deci să vă scoateți coordonate atât de la destinație, cât și pe unde să mergeți până la destinație. Pentru că în orașe, de obicei, GPS-urile nu se descurcă. Ia să vedem acum la... Reconfigurarea traseului. Mă pune să mă întorc. 910 metri intrați în sensul girator. Ia uite, Lidl, avem aici magazine, numai shopping, numai bani să avem. Aici nu putem intra cu remorca. Da, el mă pune să întorc la... limita de viteză. Ia avem și Aldi. Mă pune să întorc la următorul girator, dar nu mă întorc, frate, că vreau să mă mai duc un pic, să ies la celălalt național. Aici vom depăși. Thank you. Ok. Și dacă mă lăsam după GPS, mă ducea, cum am zis, la intrarea la intrarea de mașini mici. Deci nu aveam ce să caut acolo, căutam mai camionul. După aia, de acolo nu aveam unde să o iau. Ați văzut ce străzi înguste? E nebunie. Asta e a doua oară că vin la firma asta. Mă bucur că e ziua când plec de la ea, da? Că am descărcat, acum plec. Și vă pot arăta un pic despre aceste probleme pe care le puteți întâmpina. Că dacă vin noaptea, plec noaptea sau pe întuneric sau ce, nu prea vă dați voi seama. El zice a patra, adică să întorc, dar eu mă mai duc, mă duc acolo în față. Hai mă. Calcul, bă, băiatul, vezi că nu vine nimeni, ce faci? Bă, ia uite-le. Și părăsiți-l la a patra ieșire. Hai, că te-o împinge. Să nu credeți că mor pe el, da? Că am destul loc liber. Opa, că am strâmbat și camera. Tu vrei să fii race. Reconfigurarea traseului. Da, poftim, trebuie să ai răbdare după aceea. 670 de metri. Hai că e bun. Hai că de data asta ați eu ieșit. Limita de viteză. Așa, domnule, se configurează bine, adică el zice să mă duc în față, frumos. E ok. De data asta e ok. No, am ieșit din oraș, vă dați seama, mi-am pus un punct intermediar, te mai uiți pe hartă un pic, nu știu ce. După ce ai câteva luni sau știu eu, poate un an de zile de experiență și mai multe astfel de situații prin care să treci, că dacă nu treci, degeaba te tot ferești. Te ferești. E ok într-un fel. Dar în altfel nu e ok pentru că tu nu te confrunți cu astfel de lucruri, așa că nu vei ști cum să le gestionezi. Dar dacă te confrunți, știi cum stau lucrurile. Easy, ai spune semnalizarea. Da, deci în dreapta e interzis. Aici vin două mașini, acolo vine doar una. Hai că trec după asta. Și asta e ideea, să ieșiți chiar dacă, nu știu, că acum am 178 de km. Da, e ok, deci mă duc pe național, ies la autostradă, nu știu ce, e, nu mai contează așa. Mă duc, ia să văd, bune mă mai bagă. Pe încă un național. Mă, nu-i problem, mie îmi plac și naționalele. Și după aia mă scoate la autostrada asta. Pe 3, mă duc la Köln. Da, avem de pedalat, nu glumă. Da, nu nicio problemă, e super ok, start. De aici, oricum, pare că știe pe unde să mă ducă. El prin oraș, eu orice GPS am folosit, în oraș s-a încurcat. În oraș nu-ți arată bine, nu știe străzile. Depinde când a avut ultimul update și așa mai departe, din orașul respectiv, din zona respectivă. Deci nu vă puteți baza pe GPS în oraș. Asta am mai zis-o și cu alte ocazii.
cel mai bine este să vă uitați pe Google, da, pe unde vă mai bagă și Google-ul, dacă ar fi să mergeți după el, și să vă faceți voi traseu. Și să, chiar dacă trebuie să ocoliți ceva, da, să zic că mergeți pe centură până în partea alta orașului și să intrați după aia, nu-i problemă. Mai bine faceți așa decât să vă bagi el prin oraș. Nu de altă, dar în oraș, după cum ați văzut, puteți să găsiți intersecții foarte, foarte înguste, cu remorcă e greu sau imposibil să luați acele viraje. Și pe lângă asta, puteți întâlni străzi care sunt în lucru. Da? Străzi înguste, de exemplu, poate strada în sine nu este în lucru, dar poate este trotuarul. Eu am pățit unde era pe trotuar era săpătură, nu știu ce se lucra acolo, și mie nu mi-a dat voie să trec cu camionul pe acolo, deoarece eu zis, bă, o să mi se surbe și o să caz în groapă, știi? Da. Și atunci, ce faci? Întorci, dai înapoi, ceva. Deci sunt o grămadă de probleme pe care le poți întâlni în oraș. Acum, pe drum național, nu știu ce, aici sunt largi, nu sunt mașini parcate, aici și dacă mai este o lucrare, nu știu ce, e cum e. Și aici e complicat, nu zic. Dar mai e cum e. Dar în oraș, vedeți voi, clădiri, mașini mici, drumuri înguste, că n-ai... Da, așa sunt majoritatea orașelor din lumea asta, nu neapărat din Europa sau din România sau din Germania. Majoritatea. Ele nu au fost gândite pentru trafic cu două benzi pe sens și așa mai departe. Deci da, și nici măcar acum ce se construiește nu prea se ia în calcul, nu de altceva, dar de multe ori nu este posibil. Adică deja e o clădire pe undeva sau știu eu, e o țeavă de gaz, nu știu ce mai e pe acolo și nu se poate efectiv. Da. Deci, și dacă s-ar vrea, nu se poate și rămâne așa. O bandă pe sens, hai. Ia să vedem aici. E dreapta, aici urcăm și urcăm pe 671 Wiesbaden. Este 2,4 km ieșiți de pe autostradă. Da, cred că sunt niște lucrări pe aici. Eu am fost anul trecut, am mai fost pe aici prin zonă. A trecut ceva timp de atunci. Îmi place zona, e ok. La Wiesbaden acolo avem, dacă nu mă înșel, acolo avem pe 60 și nu știu cât pe autostradă. E camera de care am mai zis eu că e interzis de camioane și bla bla. Mă, ce să facem? Noi oricum ieșim afară, noi. Eu ieși afară înainte de cameră. Cel puțin așa am impresia. Vedem oricum. Unde vedem că e interzis, luăm măsuri. Cam atât pentru acest videoclip. Am vrut să vă zic lucrul ăsta, da? Vă scoateți coordonate, vă scoateți puncte intermediare, tot așa cu coordonate. Tot ce trebuie să știți exact, domnule, mă duc, chiar dacă nu sunteți siguri, dar măcar să aveți o idee cam cum arată de sus, așa, vă dați pe mod satelit și să aveți o idee cam ce fel de traseu vă așteaptă, nu? Vă treziți într-o intersecție unde se zică GPS-ul vă pune să virați la dreapta sau la stânga și voi acolo vă dați seama că nu puteți vira din cauza că este foarte îngust sau poate sunt mașini parcate sau știu eu ce. Deci cel mai bine vă planificați și vedeți din timp cum se treaba și îl faceți traseu măcar ca idee. Apoi dacă și făcându-vă traseu vă confruntați cu probleme, nu e așa mare lucru, pentru că voi deja ați luat măsuri. Dar dacă te trezești pur și simplu cu o problemă de asta în față și mai ești începători, este foarte, foarte stresant. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă, să ne vedem și să ne auzim cu bine la un alt videoclip. Salut!